Fie că merg la școală sau la grădiniță, cei mici trebuie să fie atenți la trafic. Mii de copii sunt anual victime ale unor accidente rutiere. Acestea ar putea fi diminuate cu ajutorul unor lecții rutiere la școală. Educația rutieră reprezintă o componentă importantă a pregătirii copiilor pentru viață, fiind singura modalitate eficientă de a imprima tinerei generații un comportament rutier corect, menit să diminueze riscul de implicare al acesteia în accidente de circulație. Ceva bun pentru copii. Oricum, ei sunt micuți și vă dați seama, când ies de la școală, au tendința să nu se uite. Stânga, dreapta, trece mașina, nu trece. Sunt de acord cu educația rutieră, cu alte educații adiacente nu sunt de acord, de exemplu cu sexuală, cu dracu, cu lacu. Credeți că ar avea nevoie de educație rutieră la școală? Fără discuție. Marginalizarea educației rutiere produsă în ultimele decenii, consolidate cu creșterea în volum și complexitatea traficului rutier, în contextul actual al unei infrastructuri insuficient modernizate, au generat situații dramatice în care ne aflăm astăzi, de țară europeană cu cea mai ridicată mortalitate cauzată de accidentele rutiere.